Evenimentul rutier a avut loc vineri în jurul orei 22 pe drumul național 29A în localitatea Bajura. Un tânăr de 23 de ani care se află la volanul unui autoturism Ford cu volan pe dreapta și care circula cu viteză a intrat într-o depășire fără să se asigure și să a violent într-un autoturism BMW care circula regulamentar dinspre Daraban spre localitatea Bajura. Impactul a fost extrem de puternic, bucăți din cele două autoturisme fiind aruncate la 10 de metri. Șoferul de 23 de ani a fost grav rănit și a fost transportat de urgență la spitalul din Dorohoi. Tot acolo a ajuns și un băiat de doar 14 ani, care se afla pe scaunul din stânga al fordului. Din cauza rănilor extrem de grave suferite de conducătorul auto, medicii dorohoieni au luat decizia de a-l transfera la spitalul de neurochirurgie din Iași, unde a ajuns în comod de gradul 3. Șoferul din autoturismul BMW, care circula regulamentar, a scăpat ca primi Bărbatul a fost testat scopic, iar rezultatul a fost negativ. Oamenii legeau un tocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și au deschis o anchetă pentru a afla circumstanțele exacte în care s-a produs teribilul eveniment. Nenorocirea vine la doar câteva zile după ce un tânăr de 21 de ani a ajuns în comă la spital după un accident ce a avut loc la Tudora. Tânărul de 21 de ani din localitatea Suceveană Dolhasca se afla la volanul unui autoturism Audi cu volan pe dreapta și circulat dinspre Tudora spre satul Joldești. Nu se știe din ce motive la un moment dat a intra pe contrasens unde circula regulamentar autoturismul Skoda, condus de un botoșenean de 51 de ani. Cele două mașini s-au iubit puternic, iar șoferul de pe Audi a rămas încarcerat. Marturi au sunat la 112, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, dar și ambulanța de terapie intensivă SMURD. Tânărul șofer a fost scos de pompierii de la descarcerare și transportat în stare de inconștiență la unitatea de primiri urgențe. Potrivit oamenilor legii, tânărul de 21 de ani care a provocat accidentul rutier pe raza localității Tudora a fost surprins cu o zi înainte cu aparatul radar în aceeași localitate, conducând o autoutilitară cu viteză peste limita legală, respectiv 121 de km pe oră.